aprilie acestui an am lansat proiectul Sărcini Sai din România, pentru care sunt responsabilă atât ca pe partea de suport tehnic, dar și ca comercial. O să aflați astăzi cum să monitorizați și să controlați vizibilitatea site-ului dumneavoastră în motoarele de căutare. Proiectul Search Inside a fost realizat împreună cu Briud Internet Referencement, partenerul nostru din Franța, și cu ISEOM. Este acreditat OSEO AVAR pentru conceptul inovator. Vom afla puțin mai târziu de care sunt elementele de inovație aduse de Search Inside. OSEO AVAR este o instituție publică internațională care sprijină întreprinderile mici și mijlocii în dezvoltarea proiectelor cu caracter inovator și în același timp a fost dezvoltat cu fonduri europene, fiind acreditat și de Uniunea Europeană. Aprobat, nu neapărat acreditat. Nu mai merge. Doriți să aflați cât de vizibil este site-ul dumneavoastră pe internet sau cum vă raportați în care este situația site-ului dumneavoastră în raport cu concurența, fie că sunteți proprietari de site web, fie că sunteți o agenție, Search Inside vă permite să evaluați, să monitorizați sau să controlați vizibilitatea site-ului dumneavoastră în motoarele de căutare. Pentru a fi clar, încă de la început vreau să vă definez termenul de vizibilitate. Noi înțelegem prin vizibilitate numărul de cuvinte poziționate, numărul de cuvinte pe care un site se poziționează din totalul cuvintelor analizate. Avem o listă de cuvinte cheie, să spunem 50, site-ul dumneavoastră se poziționează pe 25, deci raportul 25 pe 50 reprezintă vizibilitatea, ori 100 reprezintă vizibilitatea site-ului dumneavoastră în motorul de căutare. Haideți să aflăm acum ce este Search Inside și cum se utilizează. Search Inside este o aplicație online care vă permite să evaluați stadiul vizibilității site-ului dumneavoastră în motoarele de căutare și nu numai vizibilitatea site-ului dumneavoastră, dar și al concurenților. Ce este inovator este faptul că Search Inside vă permite să analizați poziționarea în rezultatele organice, dar și în rezultatele sponsorizate. Cum vă poate ajuta asta, ca să fiu mai explicită? Dacă dumneavoastră derulați o campanie de link-uri sponsorizate în același timp în care efectuați și optimizare SEO, puteți să vedeți, să aflați care este exact momentul în care un cuvânt cheie ajunge să fie poziționat în rezultatele organice și astfel puteți să renunțați, să investiți bani pe acel cuvânt, insistând mai mult pe rezultatele organice. Cum se creează o analiză? Se introduc numele de domeniu, se introduce numele de domeniu al site-ului dumneavoastră, se introduce numele de domeniu al site-urilor concurente, cuvintele, se alege pachetul de motoare și cam asta este tot. Acum să vedem ce informații ne furnizează. Ba nu, am uitat o etapă. Ceea ce este foarte important și dacă sunteți o agenție web, este extrem de util și vă permite să gestionați un număr mare de clienți, este faptul că puteți să setați o dată la care în fiecare lună să lanseze pentru dumneavoastră o analiză. Puteți să faceți asta, raportul poate să fie generat săptămânal, lunar, zilnic, chiar sau la cerere. De asemenea, puteți să stabiliți niște alerte în momentul în care site-ul dumneavoastră urcă în poziții cu 20% sau are o scădere de 20%, sunteți informat direct pe e-mail că site-ul dumneavoastră are probleme sau nu. Bara de meniu vă permite, este extrem de ușor de utilizat, sunteți ghidat pe absolut toată experiența dumneavoastră cu acest tool. Vă permite, bara de meniu vă permite să navigați între interiorul raportului. Cred că ar trebui să le spui cum, adică, spre exemplu, în momentul în care ați ajuns pe interfața asta, dând mouse-ul pe fiecare buton, puteți afla, există o scurtă explicație a fiecărui buton, ce face butonul respectiv. Exact.
Tocmai de asta spuneam că este extrem de ușor de utilizat. Intuitiv. Exact. De exemplu, dacă vă duceți cu mouse-ul pe butonul de rapoarte, vă spune că vă permite navigarea între diferitele rapoarte, puteți să alegeți un raport care a fost lansat acum 2 luni. Al doilea buton vă permite să faceți o comparație între 2 rapoarte, un raport în care ați înregistrat o creștere și unul o scădere, ca să analizați eventualele cauze. Vă permite să relansați un raport, vă permite exportarea unui raport despre acest subiect, o să vorbim puțin mai încolo. Și, bineînțeles, vă permite să vizualizați doar rezultatele obținute, pozițiile obținute în rezultatele organice sau doar pozițiile obținute în rezultatele anunțurilor AdWords sau, bineînțeles, anunțurile postate pe Bing sau Yahoo, toate nu neapărat de AdWords. Ce pagina de start? Ce informații găsim pe pagina de start? Este un grafic al situației site-ului dumneavoastră în motoarele de căutare. Puteți, bineînțeles, să aplicați filtre. Filtrele găsiți în partea dreapta a ecranului și să vedeți vizibilitatea obținută doar pe un motor sau... 2 secunde. Prima întrebare. Spune-mi dacă am fost un pic să rezolv cu aerul condiționat, că am înțeles că e fric și cred că am pierdut prima parte și vreau să revii un pic. Tot pivotul central e pe cuvintele cheie pe care le analizez. Nu? Deci eu stabilesc cuvintele cheie. Da. Asta poate fi folosit și ca tool pentru analiza concurenței? Mă gândesc că dacă introduc... Bineînțeles, se introduc pe lista pe care ați introdus-o de cuvinte cheie, să spunem 50 de cuvinte cheie, sunt analizat, este analizat site-ul dumneavoastră, dar și site-urile concurenților dumneavoastră. Aha, deci e practic o analiză comparativă între exact. Site-ul meu și site-ul celorlalți. Exact, situații și pe toate motoarele de căutare. Hai că avem niște întrebări. Bineînțeles. Bineînțeles. Puteți vedea jos, în partea de jos. Hai să explicăm mai mult chestia asta, să vedem care e limita. Adică putem să aflăm despre concurență cât de prost le merge lor? Da, bineînțeles. Toate informațiile pe care le aveți pentru site-ul dumneavoastră, le aveți și pentru site-urile concurente. Dar pe cuvintele cheie pe care le-ați introdus. Exact. Deci trebuie să intuiești, practic, care sunt cuvintele cheie care fac parte din strategia lui, de cum, astfel încât... Dacă este concurent, deja implicit lista de cuvinte cheie ar trebui să fie comună. Te interesează site-ul? Nu neapărat. De exemplu, dacă el are anumite cuvinte cheie pe care, care investește mai mult. Da. Are rost să mai investești și eu pe aceleași cuvinte cheie? Absolut, da. Dacă puteți să investiți mai mult... Dacă cuvintele cheie pe care el investește mai mult în cuvintele cheie, înseamnă că cuvintele are o productivitate mai mare dacă el are un business sănătos. Și atunci înseamnă că după alea trebuie să te lupți, pentru că alea devin productive. Și mă scuzați, în plus puteți să vedeți dacă el investește foarte mult pentru un cuvânt, pentru că programul preia și cuvintele lucrate de el în link-urile sponsorizate. Dumneavoastră nu aveți posibilitatea să urmăriți zilnic dacă un concurent își postează anunțuri pe Google AdWords pentru anumit cuvânt. E bine, acest program vă spune dacă concurentul dumneavoastră a decis că este foarte important pentru el să se poziționeze pe un anumit cuvânt. Și pot, de exemplu, există un raport care să văd zilnic pe ce poziție a variat, cum a bineînțeles, stat, bineînțeles, cât de cine a dispărut. Așteptam la chestia asta, dar e pe ore sau pe zile? Pe zile. Adică la refresh-ul faceți la 24. Nu-i bun pentru statele unei ce înțelegi, bun numai pentru România. Este pe zile. Altă întrebare mai e datele acestea pe care, de exemplu, eu în contul meu îmi pun 200 de cuvinte cheie. Se poate până la... La 1000? Da. Deci, îmi pun 200 de cuvinte cheie. Cine mai are acces la ele? Are toată lumea acces la ele sau doar aveți posibilitatea, mă ascultă, aveți posibilitatea să vă gestionați accesul la cont. Deci aceasta este un cont. Vă creați un... Dacă voi, ca cei care ați făcut site-ul, această aplicație se integrează și aplicații interne, dacă dumneavoastră doriți și aveți. Această aplicație se poate exporta într-un flux XML și se poate integra aplicații dumneavoastră interne. Deci are și API pentru. Dar nu asta e.
Ideea, noi vrem să promovăm acest curs foarte mult. Cred că nu o să avem timpul necesar să stăm să căutăm fie cuvinte, să văd ce cuvinte ai pus tu. E adevărat, pentru că având un club din ăsta și folosit de toată lumea din industrie, ai acces la niște date foarte, foarte... Crede-mă că ne concentrăm pe altceva. Da, nu știu. Nu, hai să lăsăm. Nu, e ok. Nu. Tool-ul ăsta este excelent. Deci, tool-ul ăsta este excelent și chiar e foarte interesant. Nu ați văzut ce poate face. Dacă se poate să continui. Da. Eu drept să zic, uite, ce m-ar interesa pe mine. Având tool-ul ăsta, voi, să spunem, îl dezvoltați, îl promovați foarte mult. Acum costă cât? 20 de euro. Ei, aș putea să plătesc 150 de euro pe lună dacă îmi dați acces la toate, adică să se salveze toate datele pentru toate cuvintele cheie băgate în sistem de toți, să spunem, utilizatorii și în momentul în care dau search un site, automat să-mi apară cuvintele cheie pe care el sunt în sistem și au fost adăugate și de-a lungul în timpului. Producție? Mai avem încă un proiect, nu știu dacă ar trebui să vorbesc despre el, adică, încă nu a fost lansat, dar vă permite... Și costă în jur de $200 pe lună, dar deja, e foarte util. Deja partenerul nostru din Franța a creat un tool care introduceți un site și vi se afișează lista de cuvinte pe care acel site se afișează. Avem o bază de date interne de cuvinte, de... E adaptată pentru România sau sunt prin dezvoltat special? Da. Ia, este adaptată pentru România. Poftim? Se poate... Da, acesta? Va fi lansat în Franța, cred că la sfârșitul acestui an. În România nu poate... Nu s-am un vreau să lămăresc ce am discutat mai devreme. Oricum, se poate... Puteți să primiți rapoartele și în limba engleză, franceză, ulterior, acum, mă rog, știe în română, dar care este... De ce s-a făcut acest tool? Nu neapărat pentru a prelua noi niște informații, ci pentru a servi clienților, cât și acelor agenții web, cum spunea și Mihaela mai devreme. Și noi aici, practic, împărtășim niște informații. Nu înseamnă că acum, știu, eu văd cum faci cu SEO și hai faci și eu. Deci, nu, dar nu putem să vedem cum faci nu, SEO, doar rezultatele pe care poate le obții, dar modalitatea deci, în care tu lucrezi cuvintele pe site este proprie. Ideea e că cuvintele respective ți le alegi tu, adică nu sunt niște tool-uri, nu le preiei niște, bine, că vrei tu să le preiei înainte de niște tool-uri, e independent, dar dacă tu ai un număr de cuvinte cheie pe care vrei să vezi cum se poziționează atât site-ul tău cât și al concurenților în toate motoarele de căutare. Și IBP-ul face același lucru. Să faci asta? Aș vrea totuși să subliniez ceva. Program, adică ideea asta, am foarte multe tool-uri. Tocmai asta vreau să vă spun. Care este diferența? Ideea e că nu merg pentru România, pentru că nu au postat aici, că până la urmă asta ai nevoie de un IP românesc. Nu, vreau să subliniez o singură chestie, înainte de a răspunde la întrebările dumneavoastră. Acest instrument SEO nu vă ajută decât să aflați pozițiile pe care site-ul dumneavoastră le obține. Noi îl utilizăm în intern pentru a analiza modalitatea de a ameliora poziționarea unui site în motoarele de căutare. Deci noi la bază avem acest tool pe care îl folosim pentru a menține poziționarea cuvintelor sau a ameliora poziționarea cuvintelor în motoarele de căutare. Trebuie să mă lăsați să vă explic cum și ce anume vă mai furnizează ca informații. Dar stai să vede că mai avem la momentul ăsta mai sunt câteva. Vreau să pun o întrebare care are legătură cu ceea ce s-a discutat până acum. Înțeleg că este un site la care ai acces contracost. Da, este o aplicație online. Aplicație online, dar contracost. Bineînțeles, acum puteți să-l testați, se pot crea conturi demo. Bun. Juridic există un disclaimer sau, nu știu, o contractare cu clientul, în sensul că datele pe care le introduce, cuvinte cheie sau mai știu altceva, sunt protejate de confidențialitate. Bineînțeles. Deci ai văzut cine, dacă știi să pui corect, întrebarea corectă, dar o să, probabil o să aflăm mai multe despre partea asta de... Da și nu, dacă îți place lucrurile, mă rog, asta vă spun. Ok, ok. Normal, se întâmplă niște contracte, nu e... Asta vrea să știi. Exact asta vrea. Ok. Sau vreau să trebuie confidențialitate și gata. Acest tool a dat naștere la niște, am configurat de fapt niște indicatori pentru a explica mai bine acest tool și de a structura oarecum informațiile.
am configurat vizibilitatea de menținut, care sunt pozițiile site-ului câștigate în prima, obținute în prima pagină de rezultate. Această, în principiu, această vizibilitate nu trebuie să ne atingem de ele doar eventual dacă considerăm că un cuvânt este pe poziția a doua și îl vrem pe prima, poate mai lucrăm. Vizibilitatea de ameliorat sunt cuvintele care se găsesc în pagina 2 și 3 de rezultate, care bineînțeles oricare utilizator sau proprietar de site web dorește să ameliorizeze poziționarea acestor cuvinte, iar vizibilitatea de câștigat sunt cuvintele care se poziționează sau nu dincolo de a treia pagină de rezultate. Bineînțeles, trebuie să facem eforturi masive pentru a putea poziționa aceste cuvinte măcar în cadrul vizibilității de ameliorat. Ce este pentru web agenții, ce aduce nou acest program este faptul că noi putem să personalizăm interfața, rapoartele cu toate elementele de identitate ale firmei. Se poate adăuga logo, culorile firmei pe care vă interesează. Mai important este dacă în partea de export a rapoartelor. Acum ajungem și acum. Se analizează, putem vedea evoluția indicatorilor relativ site-ului. Avem două grafice foarte interesante. Numărul global de pagini indexate din site și numărul de pagini indexate în ultimele 30 de zile, ce este foarte interesant. În momentul în care noi adăugăm pagini pe site, vedem exact momentul în care Google a indexat acele pagini. Deci dacă constatăm că a trecut o perioadă foarte lungă și acele pagini nu au fost indexate, acest tabel ne va zice. Indicii de popularitate, avem o evoluție a notorietății și a page într-un grafic foarte interesant. Aceasta este pagina de poziții, încă nu este cea mai interesantă. Ce e interesant o să vină. Pagina de poziții pur și simplu vă permite vizualizarea pozițiilor obținute de site-ul dumneavoastră în rezultatele motoarelor de căutare, atât în rezultatele organice, cât și cele sponsorizate. Bineînțeles, puteți să filtrați aceste poziții, să vedeți decât pozițiile câștigate sau pozițiile pierdute, cele stabile, și aveți o imagine de ansamblu asupra ceea ce s-a întâmplat. Filtrele sunt în partea dreaptă. Dar păi Yahoo n-a indexat, ce poziționare proaste pe Yahoo. De ce? Păi, e un site de test, am fost doar așa pentru prezentarea. Nu spunem, da. Aceasta este pagina care personal pe mine mă ajută extrem de mult în menținerea poziționării pentru pe anumite cuvinte și bineînțeles în ameliorarea lor. Ce aduce nou este faptul că avem lista totală de paginile active ale site-ului. Pentru fiecare pagină avem cuvintele care reies. Este foarte interesant pentru că dacă vedem că un cuvânt este poziționat pe o anumită pagină, pe poziția 17, putem integra cuvântul respectiv în încerca să-l lucrăm mai mult pe pagina respectivă pentru a face cât mai vizibil. Poți să trebuie o chestie? Da, bineînțeles. Ai arătat acolo ceva cu pagini indexate. Da. Și acolo mi-arată și mi-arată pagini indexate care generează trafic? Nu, doar numărul paginilor indexate în comparație cu neapărat în evoluție directă cu numărul de pagini indexate în ultimele 30 de zile. Evoluția numărului de pagini. Poți să văd numărul de pagini indexate pe an? Bineînțeles. Deci pe oricât. Bineînțeles. Ok, altă chestie. Pe perioadă. Să zicem că am o pagină indexată pe o anumită poziție. Pe chestia asta poate să-mi fac o estimare de trafic? Nu, încă nu am integrat traficul pe ce o să vină nou la acest tool. În viitorul apropiat vom prelua volumul și se va afișa în dreptul cuvintelor și volumul și concurența cuvântului respectiv, ca să fie totul clar, să știe omul că pe pagina respectivă. Poftim? Acest lucru va fi integrat pe varianta franceză, deja este integrat, așteptăm să vină și pe varianta din român. După părerea mea este foarte interesant pentru că știe exact numărul de vizitatori pe care, mod normal, ar trebui să genereze pagina respectivă. Este estimativ, foarte estimativ. Foarte estimativ e puțin spus, este uneori umflat. Chiar vorbeam cu cei de la Traffic Hungro tocmai pe tema asta, că estimările din Google Keyword Tool sunt estimative. Cam tot ce ne oferă Google. Era interesat dacă îmi făceați voi ceva de genul ăsta care să fie stand-alone, ca să fie mai interesant și să-ți dea niște... Da. Singura modalitate să crolezi. În momentul de față e să folosești
noile date oferite de Webmaster Tools. Da, și să spunem că ai, nu știu, având în vedere că sunteți agenția, aveți foarte multe site-uri și acolo să folosești datele alea pentru a, să spunem, găsești un algoritm în funcție de poziție și apoi estimare de trafic, să obții o estimare pentru fiecare poziție, dar e imposibil. Doar mai Google știe. Mai avem o întrebare din spate. Vreau să vă întreb ce motor. Păi motoarele vi le configura singur. În principiu, motoare care vă interesează, analiza se poate face pe toate motoare. În principiu, noi, pentru clienții români, Google, Yahoo și Bing. Sunt niște pachete. Google, bineînțeles, Google.ro, Google... Sunt niște pachete pe care puteți să le alegeți cu diferite motoare. Puteți să alegeți motoarele care vă interesează. Probabil, dacă aveți un site în engleză, vreți să promovați pe cum, puteți să alegeți... În toate, absolut. În toate limbile și toate motoarele. Și ce se legeți prin poziționare? Primul link găsit în... Da, se va afișa doar prin cea mai bună poziție obținută de site-ul dumneavoastră pe un cuvânt. Și există posibilitatea de a deține un pattern ceva? În microfon. Dacă eu vreau să ies în Google cu o pagină de articol și eu ies cu pagina de tag, să nu-mi returneze care fac pagina de tag, ci să-mi dea poziționarea paginii de știre, dacă am cazul ăsta, se afișează amândouă. Deci dacă și pagina de articol și pagina de tag obține un rezultat, veți avea în schema de aici pagina respectivă și cuvântul cheie asociat. Deci nu afișează doar ca poziția primul link găsit. Dacă sunt link-uri diferite, cred că se afișează. Întrebarea era dacă un... Până la ce rezultat maxim? Topul maxim pentru fiecare cuvânt cheie, care e? Topul maxim, deci noi afișăm decât rezultatele obținute în primele 3 pagini de rezultat. Nu. 3 pagini, câte SERP-uri pe pagină? 10. Deci 30. Până la poziția 30, dacă este în poziția 30... Toate cuvintele intră în vizibilitate de câștigat, pentru că noi considerăm că deja după a treia pagină de rezultate nu prea e relevant. De exemplu, în momentul în care primești o penalizare, chiar recent în site și am văzut chestia asta, toate rezultatele se duc la pagina 50. Da. Și din cauza asta mă gândeam că poate, dacă aveați până la pagina 50. Cred că se poate face, dar noi am considerat că tot ce e poziționat după pagina 3 deja nu mai este SEO. Dar dacă se lansează un produs nou, de exemplu, campionat mondial 2010 astăzi, în următoarea zi poți cum să ne apărăm în primele 3 zile. Păi rapoartele se fac lunar? Deci nu pot să monitorizez... Ba da, puteți să configurați analizele să se ruleze zilnic, să se lanseze o analiză zilnic, lunar, săptămânal, cum vreți. Este de la sine înțeles că în primele luni de analiză rezultatele vor fi mai slabe. Da, poate... înțeles, cum vi se pare, vreau și eu o întrebare de la cei care sunt mai novice în domeniu, în ceea ce înseamnă SEO și pay-per-click. Cum vi se pare acest tool, dar până la momentul ăsta? Ceva întrebări? Considerați că ar fi un instrument util sau consider că ar fi un instrument util de asemenea nu numai pentru profesioniști, ci și pentru cei care încep să lucreze pe blogul lor personal sau pe site-ul lor personal sau pe un proiect personal? Bineînțeles, acest tool este destinat atât proprietarilor de site cât și web agențiilor. Aș mai avea o observație legată de întrebările mai devreme, când generezi rapoartele. În mod normal, adică dacă vrei, poți să le generezi și în fiecare zi. Dar, cum am discutat și de asta ne-am adunat noi aici, pentru că activitatea de SEO în general înseamnă, cum spuneai și tu mai devreme, mai multe luni. Nu are sens să le generezi zilnic. Are sens să vând niște rapoarte pe parcurs ce realizezi neapărat trebuie realizată partea de optimizare, pentru că altfel nu o să se poziționeze site-ul. Apropo de logic. Și atunci, rezultatele alea, dacă sunt în pagina 50, dacă am făcut SEO corect, poate luna următoare sunt în primele 30 și atunci suntem vizibili. Și atunci are logică. Deci nu are logic să, n-are niciun sens
să mă apuc să văd rezultate până la, nu știu, 1000, pentru că nu ăsta e scopul. Scopul este să fac SEO și tu nu mă ajută la SEO. Dacă am făcut SEO, îmi cresc cuvintele, îmi cresc pozițiile, măcar între cele, între primele 30. Deci așa a fost gândit. Asta, dar apropo de mine, bineînțeles, să fac și o acțiune de, de optimizare care să fie și eficientă. Apropo de ce spune colega mea și despre cum utilizez eu personal acest tool și despre studiile pe care noi le-am dezvoltat în intern, această pagină pentru mine este foarte utilă, pentru că eu văd poziționarea un cuvânt, văd că este stabil pe poziția 17, de exemplu, timp de 3 luni, fac o modificare pe site, introduc, lucrez cuvântul respectiv, ori îi schimb poziția în meta tag, ori îi introduc în conținutul textual și văd exact care este modificarea și în poziția obținută de acel cuvânt pe pagină. La teste te ajută foarte mult. Asta e la teste. Întrebare. Da? Microfon. De exemplu, am un site, am încercat să fac SEO printr-o firmă. Sunt conversată de tot felul de oameni care vin și îmi spun ți-a făcut SEO bine, ce ai făcut SEO bine. Ești în prima pagină, ești în a cincea pagină. Eu care sunt proprietarul site-ului și mă interesează să am rezultate de pe urma acelui SEO, da? Pur și simplu nu știu ce am de făcut, nu știu ce să caut, nu știu unde să caut. Exact, tocmai de-am venit și eu. Mi se pare că este extraordinară, da, să pot eu, care nu știu absolut nimic, să intru acolo și să descoper în ce stadiu este site-ul meu. Bineînțeles. Bine, atenție, niciun tool de site nu trebuie abuzat, la modul dacă trebuie să ai multe resurse ca să poți să și interpretezi corect. Bineînțeles, cunoștințe SEO. Absolut. Așa adică, multe dar așa cum în momentul care nu știi unde să cauți, da, și toată lumea vine spre mine și îmi spune a, nu e bine, a, ia-l pe celălalt, a, caută-l pe celălalt, atunci da, tocmai un sistem de referință. Asta e bun ca sistem de referință, dar ce vreau să atenționez aici este că și mulți proprietari, mulți clienți știu să uite și în trafic la nivel de vizitatori și dar atât, ei nu știu. Bun, să asta au făcut, dar ce se întâmplă în spate, eu n-am de unde să știu. Vreau să vă spun, să adaug de fapt, că acest tool are integrat o partire de o porțiune de sfaturi în momentul în care voi vă conectați la această interfață, vi se afișează automat un fel de tutorial și vă spune știți cum să faceți, cum să vedeți pozițiile sau așa, cum să folosiți această pagină pentru a putea monitoriza evoluția cuvântului. Deci noi oferim alături de acest tool și sfaturi cum să faceți. Minunat! Sfaturile sunt update. Niște greșeli în pagini, da? Din de vedere SEO, mi le marchează, spune voi, de aici trebuie. Nu. Nu spune unde să pui link-ul și nu spune ce să faci punctual. Apolo, este acest lucru care nu fac SEO. E un lucru care te ajută. Analiză. SEO înseamnă tot ce am discutat. Nu, deci doar analizează pozițiile site-urilor. Nu îți oferă soluții să îmbunătățești pozițiile respective. Să trecem puțin mai departe. Pagina... Dacă eu folosesc aplicația, nu face SEO singur. Dar dă niște sfaturi cum să fac eu SEO. Da, bineînțeles. V-am spus că este integrat o partidă, o parte de tutorial. Pe asta, analizează sau nu site-ul ce vreau. Nu faci analiza, output-ul. Nu ceea ce faci tu în site, ceea ce introduci tu, cum acționezi tu, ce iese, rezultatul practic. De aia e și util pentru proprietarii site-urilor, pentru că poate să vadă și să urmărească evoluția rezultatului. Analizează efectele pe care le au acțiunile dumneavoastră SEO asupra site-ului. Cam asta se... Nu. Nici nu are cum, nu există. Există câteva instrumente, de exemplu IBP-ul e unul care face, dar da, îți dă niște recomandări, dar atenție, recomandările sunt automate și bazate pe niște algoritmi. Nu, și plus de asta sunt stabilite pentru alte țări decât pentru România, iar la România nici măcar nu e Google în română între setările de căutare pentru, nu e română acolo, nu există. La IBP 11 nu există. Există? Ok, se zice că la ultimul există română, dar oricum, adaptări la limbă, mult mai bine să fie localizat pentru un soft de genul ăsta. Mai am două slide-uri și termin.
Dacă se poate. Vreau să vă spun că Search Inside vă permite de asemenea să vedeți evoluția poziției unui cuvânt în motoarele de căutare. Automat se va afișa cea mai bună poziție obținută de cuvântul respectiv în motoarele, pe totalitatea motoarelor analizate. Bineînțeles, puteți aplica filtre și să vedeți poziționarea, evoluția poziționării în Google a tuturor cuvintelor din listă. Și bineînțeles, permite exportarea... Permite exportarea rezultatelor în format Excel, dar și HTML. Puteți vedea care sunt formatele pentru cele două tipuri de exporturi. Bineînțeles, și aceste rapoarte pot fi personalizate cu elementele de identitate ale firmei dumneavoastră. Și cam atât. Puteți să... Dacă v-am stârnit interesul, puteți să testați această aplicație. Hai să vorbim un pic și de costuri. Da, bineînțeles. Vreau să vă spun prețul pentru analiza 10 cuvinte. Vorbim de costuri acum. Nu, dar hai să spunem întâi că pentru fiecare... Puteți mergeți la masă. Pentru test, puteți să începem. Pentru test se poate deschide un cont gratuit, începând de astăzi, pentru test. Primiți 4 analize, 4 rapoarte în timp de o lună. Puteți să lansați 4... Ok? Pentru 50. În principiu 50. 50, 4 rapoarte timp de o lună. Este contul gratuit. Tu vrei să bagi repede în prima lună, nu? Ha, și eu am uitat să vă... 60.000 de cuvinte nu faci parte, deci nu te ajută. Și ce vreau să mai adaug, am uitat acest... Această aplicație rulează pe serverul nostru, deci nu o să aveți probleme cu blacklist-ul la Google, cum fac alte tururi. Și apoi la 10... Și după care, după ce nu mai e gratis, mă interesează cât costă. Da, pentru o perioadă de un an, 10 cuvinte cheie pe 5 motoare, 20 de euro, 50 de cuvinte pe 5... Pe un an, da. Ok? 50 de cuvinte pe 5 motoare timp de un an, adică 12 rapoarte sunt integrate pe o perioadă de un an. Bineînțeles, dacă măriți frecvența rapoartelor, doriți bilunar o fiecare zi sau așa, se mărește și prețul. Pentru 50 de cuvinte pe 5 motoare timp de un an, adică 12 rapoarte, 60 de euro. 100 de cuvinte, 100 de euro. Uite, de exemplu, Vlad vorbește aici de... noi vorbim de 50.000 de cuvinte. Adică a zis că e maximul de 1000. Maximul de 1000 pe analiză. Poate îi introduci 50.000 de cuvinte odată spre analiză? Nu, dar poate ai campanii pentru... Bineînțeles că se pot face. Noi am considerat... Pentru fiecare client. Deci asta e limita de cop. Corect. E logic. Păi tu le amesteci de site-ul. Unul ăsta... Analizează poziția unui site cu concurenții lui. Tu dacă ai... 50 de clienți. Păi și să zicem că eu vreau să fac SEO pentru mai multă lume. Pentru că eu sunt un furnizor de servicii SEO. Da. Și vreau să am toți clienții mei la un loc. De ce nu poți face asta? Adică pe nu la un loc, că ești să am pentru clientul, nu știu ce, am o așa, dar fără să intru într-un cont în campul. În pagina de start se va afișa o căsuță în care sunt toate site-urile pe care le-ați analizat. Deci o listă cu absolut toate domeniile, clichezi pe domeniul din analiza respectivă. Trebuie să schimb contul? Nu. În același cont, ai listă... Practic, prețurile se fac în funcție de numărul de cuvinte cheie, dar în același timp și de numărul de rapoarte pe care le generezi. Și rapoartele, tu alegi cum ți le generezi. Ori le consum pe toate cum ar veni în primele 5 zile, ori în 1 an. Deci, depinde cum vrei să ți le generezi. Poți să le generezi săptămânal, lunar, lunar. Exact. Tu alegi. Deci, cine vă așteptați voi să fie client? Cine ar fi client ideal? Acest tool a fost în principiu specializat, a fost destinat utilizatorilor experimentați. Prin crearea unei interfețe atât de simple și de atât de
foarte bine explicate, permite și unui utilizator începător să folosească această aplicație. Bineînțeles, pentru o analiză avansată, trebuie să ai cunoștințele necesare în SEO pentru, exact, pentru proprietarii de site-uri web, permite decât analiza poziționării, să vezi pe ce site-uri, pe ce poziții site-ul tău este poziționat. Pentru utilizatorii experimentați, permite mult mai mult decât atât, permite o analiză și un control asupra vizibilității tale în motoarele de căutare. Vă spunem pentru că noi îl folosim în intern și pe mine, cel puțin, m-a ajutat foarte mult să văd care sunt efectele anumitor elemente de SEO pe care eu le fac. Zic, nu să mai am întrebare înainte de masă. Ok, înainte de masă, vreau să mai puneți o întrebare. Încă o întrebare. Seama la nivel de site, e foarte mult când arătăm de secțiune în site. Adică eu vreau să urmăresc pe persoană de secțiuni, proaspăt lansate. În ce conducate am jucat? Bineînțeles că se afișa... Se poate afișa poziționarea în lista de URL-uri active, bineînțeles că dumneavoastră puteți să vedeți URL-urile exacte care corespund secțiunii dumneavoastră din site. Și vedeți poziționarea site-ului dumneavoastră pe URL-urile care fac parte efectiv din acea parte a site-ului. Dar poți să compari anumite pagini care sunt potrivit, să zicem că tu ai, vrei pe aceleași cuvinte cheie să ieși cu mai multe pagini din site-ul tău și să compari care sunt diferențele dintre aceeași pagini, dintre paginile din site-ul tău. De... Pagina aceea cu lista aceea de URL-uri poate fi filtrată și după cuvânt. Deci puteți să selectați cuvântul, să aplicați un filtru pe el și vedeți cuvântul respectiv pe ce pagini reiese. Deci puteți să vedeți că intern, cuvântul... Intern, doar site-ul meu. Da, bineînțeles, vedeți că cuvântul casă se poziționează pe 3 pagini, vedeți care sunt paginile și care sunt pozițiile obținute de acest cuvânt pe fiecare din cele 3 pagini